Cristina Busca s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu patru ani, unde a și studiat fotografia. S-a înscris la London Fashion Week, la încurajarea unei prietene. Deși a visat mereu să ajungă departe, nu s-a gândit niciodată că munca ei va fi validată atât de repede de unele dintre cele mai urmărite trusturi de presă din întreaga lume: BBC News și BBC News UK. Am rămas puțin șocată că nu mă, nu mă așteptam chiar pozele mele să fie selectate din pozele altor fotografi care au fost fotografi poate cu mai mare experiență decât mine sau mai puține experiență decât mine, am rămas puțin șocată și impresionată în același timp și m-am bucurat mult să mi văd că cineva chiar îmi apreciază munca. Fotografiile preluate de BBC o ilustrează pe Beth Matthews, un model atipic de 23 de ani cu sindromul Don. Și-a început cariera de model după ce vărul ei a văzut-o pe Ellie Goldstein, care suferă de același sindrom. Și-a dorit și ea o carieră de modeling, iar faptul că are o dizabilitate nu a împiedicat-o să-și urmeze visul. Acum a semnat cu mai multe case de modă și vrea să arate lumii că pentru a ajunge model nu trebuie să fii perfectă. Am ales să postez fotografiile cu ea deoarece mi s-a părut uh, ceva mult mai... nu știu cum să spun, care a atras atenția și a avut un impact mult mai mare la oameni decât la celelalte modele, simplele modele. Curajul ei de a debuta pe catwalk, atitudinea și felul de a se expune în public, indiferent de boala care o are. În doar câteva ore, pagina ei de Instagram a explodat și mii de persoane au început să o urmărească. Un succes care i-a întrecut așteptările, deși a visat la asta tot timpul. Cel mai mare vis al ei este însă să pozeze pentru revista Vogue. Am să mă pregătesc pentru un interviu să merg în echipa Victoriei Beckham ca și junior photographer. A avut și momente în care munca i-a fost aspru criticată de către cei din jur, dar chiar și așa, Cristina a mers mai departe și a urmat visul, acela de a deveni un fotograf cunoscut și de a lucra cu modele și personalități cu renume în toată lumea. Am vrut și într-un fel să nu știu, să demonstrez celor care mi-au zis că nu vei reuși în fotografie, am vrut să le demonstrez cam să reușesc. Cristina rămâne modestă în ciuda succesului rapid, continuând să caute mereu să se dezvolte în domeniul fotografiei. Cu pasiune și dorința de a participa la evenimente de talie internațională, a reușit să se facă remarcată într-un mod excepțional. Are și un sfat pentru cei care doresc să facă această meserie. Să încerce absolut orice, orice sursă să a, indiferent, dacă, dacă are ocazia să încerce, să nu dea cu piciorul la absolut nimic, chiar dacă e greu chiar dacă e ușor, dar trebuie să încerce să meargă mai departe și dacă a căzut jos să nu rămână acolo, să încerce să ajungă mai sus, mai sus, mai sus Povestea Cristinei ne arată că talentul și pasiunea pot să depășească orice granițe naționale, iar impactul său în lumea modei și în arta vizuală este cu adevărat inspirațional cu fiecare fotografie, Cristina Busca continuă să redefinească modul în care privim frumusețea și expresia artistică.